Doamna Lena, și aici am încă o întrebare. Desă ori am văzut persoane care, obținând cu regret calificativul respins, au niște emoții foarte negative, în unele cazuri chiar renunță la procedura de, de instruire. Repetare da, de, de a încerca iarăși să obțin calificativul admis. Și ce se întâmplă în cazul dat? Cineva poate fi din prima dată, cineva dintr-a doua, a treia oară și ajunge în etapa de disperare și gata, nu mai vrea. Cum am putea noi motiva persoanele date sau mă, inițial să-i aducem la condiția ca să înțeleagă că nu se întâmplă nimic grav, uh -huh. planeta nu-și schimbă rotațiile sau viteza cu care se rotește, deci totul poate fi îndeplinit doar că este necesar de o anumită muncă și o anumită atenție la careva aspect. Uh -huh. Tot se începe de la atitudinea față de eșec. Și atunci când eu lucrez cu cineva care vine și a zice eu a doua oară am, am primit respins, Primul lucru care îl fac eu în cabinet pentru ca persoana să treacă peste acest obstacol este atitudinea față de eșec și atunci unii oameni știți ce zic despre termenul eșec, dezamăgire, haos, strașnic și primul lucru care noi îl, îl notăm este schimbarea termenului de eșec. Și atunci cei care au avut uh, respins, da, primit respins, chiar să-și ia cuvântul eșec și scrie o altă perspectivă a cuvântului eșec. Și să vadă că eșecul poate fi, de exemplu, o lecție de viață. Eșecul poate fi, de exemplu, o nouă provocare. Eșecul poate fi o oportunitate de evoluție și de accent pe zona slabă. Eșecul poate fi o posibilitate de imunizare a emoțiilor. Probabil eșec îți oferă o stare neplăcută, da, o descomfort. traumă, un... ceva negativ în viața ta, dar pe cealaltă parte, din tot din punctul meu de vedere, tot din punctul meu de vedere și te ajută foarte mult, mm. te schimbă, te direcționează acolo unde totuși ai tu nevoie. Știi, ziceam în, în începutul interviului nostru despre starea de gomeostază. Accepti ideea că nu totul este stabil. Da? Deci, prima ce ziceam este atitudinea față de eșec. Așa? Deci, noi schimbăm perspectiva chiar a termenului eșec. După care, noi trebuie să înțelegem cu oamenii care renunță ușor, au o motivație scăzută. Atunci, eu îl aș întreba pe om care este motivația, de ce ai nevoie de permisul ăsta. Dar poate chiar n-ai, stai acasă și mergi cu rutiera câte 20 de oameni și stai înainte și eu de obicei știi, le zic, uite, că tari, ai nevoie de permis. Uite, că atare ai nevoie de ce ești viață, de celălalt context de zonă de confort și stai aici pentru că ți-i călduț și bine sau ieși afară acolo în rece și trebuie să și haină și te pe efort și așa mai departe. Și atunci persoana trebuie să-și găsească motivațiile autentice de chiar care are nevoie, da? o nouă motivație de ce ar face. Dar este încă un apropo, este ideea asta cu cât omul după o respingere are mai mult timp de amânare, cu atât mai mult este greu următoarea dată să se motiveze să depună iarăși. De aceea, prin ferbințeală, aha, acum au un eșec și țin minte că e, în medie oamenii au, de exemplu, câte am zis noi, 120 la condus, dar în viața reală este media de 4. Știți că în antreprenoriat este ideea că oamenii de afaceri au reușit în a patra lor afacere, dacă luăm to toate afaceri de pe globul pământesc. Și atunci, dacă interpretăm ideea, dacă ori și ce reușit este în mediu, în a treia, a patra oară, da, în dependență uh -huh. de motivație, atunci noi înțelegem care e problema. Dacă eu am reușit din prima sau din a doua, eu în genere sunt miliardar și miliardar, da? De deci ce este important uh, să nu amânăm? Deci cei care amână fac o greșeală enormă, pentru că după care iarăși o să intru în zona de confort și o zic, da, nu e așa de greu, dar mă duc și eu cu taxi sau îmi iau rutieră, nu mai ești așa de strașnic și intr în zona de confort, își găsesc avantajele situației confortabile și le este mult mai greu să motiveze după. Mă întrebai despre cum am putea să-i facem totuși, uh -huh. ei să vrea după asta, da? Deci am zis, este bine să reformulăm termenul de eșec, este bine să, să identifici singuri care este motivația lor reală, nouă, foarte puternică și alt lucru, este bine să informăm despre faptul că în mediu, da, el nu este cumva mai slab sau incompetent că n-a reușit din prima, da?